Mulțumesc mult, domnul președinte. Perpetuarea stigmatizării proiectului de revizuire a Constituției pe motive neîntemeiate, atunci când face referire la Constituție, în mod evident, facem asocieri cu drepturi, libertăți, protecția legală și obligațiile implicate, pe scurt, cu substanța pactului dintre societatea civilă și stat. Desigur că oamenii sunt diferiți în funcție de timpul istoric în care își desfășoară activitatea. Deși valorile sau anumite convingeri fundamentale rămân neschimbate, nu putem ignora evoluția timpului și a schimbărilor pe care le determină. Așadar, în strânsă legătură cu schimbările, aș vrea să fac referire la proiectul de revizuire a Constituției și la impedimentele pe care acesta le întâlnește. Tensiunile politice, generate de dorințele opoziției de a rezolva vendete personale sub forma refuzului de a colabora eficient și concret cu Partidul Social Democrat în problema menționată, respectiv revizuirea Constituției, ar trebui să treacă în plan secund, iar prioritatea să o reprezinte concretizarea votului de încredere primit și a promisiunilor la care v-ați angajat deja din anul 2012. Așadar, să ne concentrăm atenția pe cele 128 de amendamente deja formulate și pentru unirea cvorumului la ședințele Comisiei de Revizuire, pentru a evita riscul repetării situației din 12 mai, astfel reprezentând planificarea de a prezenta o formă finală a proiectului până în luna noiembrie. Propun să reflectăm asupra poziției pe care o luăm atunci când orientăm voturile pozitive sau negative în legătură cu revizuirea Constituției, indiferent de doctrina politică a căror reprezentanți suntem. Mulțumesc, domnule președinte.